Salut și bine ai venit pe tutorialevideo.info, numele meu este Albei, iar în tutorialul de astăzi vă voi arăta cum puteți instala platforma WordPress pe un domeniu, da, deci nu pe localhost, pe un domeniu și cum îl puteți configura, câteva mici configurări. Bun, mai întâi de toate avem nevoie de un domeniu, da? Eu am asta. Deocamdată e totul în HTML și CSS, nu contează, o să șterg totul. După care o să avem nevoie de WordPress. Așa. În român. Așa. N-am dat bine. Descarcă WordPress. Parcă așa. Da, wordpress.org. Asta este linkul. O să dau la descărcări. Și ultima lansare e 3.4.2. O să dau la dez, save, ok. Deci, înainte de toate, am zis că avem nevoie de un domeniu. Vă puteți cumpăra un domeniu de pe, nu știu, ce site vreți voi. Sunt o grămadă de site-uri. Plus găzduire web, da? Am descărcat WordPress-ul. O să intru în downloads. Așa, îl avem aici, extragem. După care va trebui să ne conectăm în rădăcină, ca să zic așa, în rădăcina site-ului nostru, cu datele trecute la găzduire, da? Sau în domeniu, în cPanel, unde vreți voi. Și chestia asta o facem cu FileZilla client. Așa. Aici la hostname vă treceți numele domeniului. Așa. La username vă treceți username-ul. Și parola. Eu o să dau click aici pentru că nu mai am parola copiată. Și aici la port 21. Așa. Acum sunt practic intrat în rădăcina site-ului, ca să zic așa. Și o să intrăm în public HTML. Aici e site-ul meu deocamdată, cel în HTML și CSS. O să șterg totul. Delete. Yes. Așa. O să mergem din nou pe Google și o să intru pe albeibogdan.info. Unde ești, mă? Info. Așa. Slash cPanel. Aici o să tastez albei și parola. Da? Deci username-ul și parola pe care le-ați ales la formularul de înregistrare. Mă scuzați. Și dăm login. Bun. Acum suntem intrați practic în cPanel, în panoul de control al site-ului. Nu ne rămâne decât să mergem la MySQL Databases. Aici. Și să creăm o dată de bază nouă. Și o să fie Albei Bogdan sau nu, Albei WordPress. Așa. Create a database. Înapoi. Și o să creăm și un user pentru această bază de date. Și o să fie la fel. WordPress. Parola, nu știu, să pun tutoriale. Video, apoi o să o schimb, bineînțeles. Tutoriale video și create a user. Bun. Dăm înapoi. Observați când scrie aici userul a fost adăugat cu parola tutoriale video, da?
userul al bei al pe WordPress a fost adăugat cu parola tutoriale video. Îi dăm înapoi și mergem mai jos și add user to database. User al bei WordPress la bază de date al bei WordPress și dăm add. Bifăm aici all privileges ca să avem toate opțiunile, toate, nu știu, permisiunile, ca să zic așa, și dăm make change. Bun. Până acum e bine. Ce am lucrat, observăm baza de date aici. Deocamdată nu conține nimic în ea. Acum va trebui să instalăm WordPress-ul în rădăcina site-ului. Dacă dau refresh, să văd, da, s-a șters absolut orice. Și o să merg în rădăcina site-ului, dar în public HTML, în root mai bine, ca să zic așa. Și o să merg în WordPress, ce l-am descărcat. O să selectez tot, Ctrl-A, Ctrl-C pentru a copia. Sau nu, mai bine fac drag and drop pentru că nu sunt sigur dacă va funcționa așa. Acum se instalează platforma pe domeniu, pe host. Iar după o să o preconfigurăm. Bun, s-a instalat și WordPress-ul, platforma, da? Acum nu ne rămâne decât să dăm un refresh la pagină și observăm că ne arată aici panoul de instalare, da? A WordPress-ului. Și dăm creează un fișier de configurare, să-i dăm drumul. Nume bază de date era albei, talpă WordPress. Așa, nume utilizator la fel, albei. Talpă WordPress. Parola era tutoriale video. Gazdă bază de date localhost, lăsăm așa. Prefix tabel dacă vreți să-l schimbați, dacă nu lăsați așa, dar cel mai sigur e să lăsați așa. Și dăm trimite. Pornește instalarea. Se zice aici, bravo, ai trecut cu bine peste această parte a instalării. Da! Du-te! WordPress e conectat la bază de date. Dacă ești gata, pornește instalarea. Pornim instalarea. Titlul site. Și o să pun, nu știu, curs gratuit de WordPress. Nume utilizator și o să fie... O să las admin, cred. Parola. Așa, adresa de e-mail. Permite motoarelor de căutare să indexeze acest site și lăsăm bifat. Instalează WordPress. Remember password. Autentificare. Ținem aminte și autentificare. Am și primit deja mail, nou site tot, WordPress. Hai totuși să vedem. Yahoo. Așa. Și o să merg pe mail. WordPress. Și observați, nou blog WordPress a fost instalat cu succes la adresa albeibogdan.info. Te poți autentifica cu contul de administrator folosind următoarele informații. Numele de utilizator admin, parola pe care ai folosit-o în timpul instalării. Sper să-ți placă noul blog. Mulțumesc, echipa WordPress România. Bun. Până acum. Hai să vedem ce e cu el. Observați că totul e foarte sec. Cu timpul o să mai revin și cu astfel de tutoriale de editare teme, de, nu știu, adăugare teme, adăugare pluginuri și multe altele. Bun, sper că v-a fost de folos acest tutorial. Numai bine!